Un incendiu urmat de o explozie s-a produs aseară la un atelier de dezmembrat camioane dintr-un cartier din Arad. Flăcările de 10-15 metri au cuprins atelierul în care se aflau butelii cu gaz și caniste cu combustibil, cauza producerii fiind necunoscută. Un incendiu devastator urmat de o explozie s-a produs aseară în cartierul Arădean Gai. În incinta atelierului se aflau butelii cu gaz și oxigen, dar și canistre cu combustibil, existând pericolul ca incendiul să se extindă la casele din apropiere. De teama unui dezastru, autoritățile au izolat zona aproape 3 ore până la finalul intervenției. Detașamentul Arad a intervenit cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție, aflându-se material combustibil din plin și de asemenea butelii și canistre de combustibil. Un număr mare de butelii din atelier au explodat, iar pompierii au găsit în interiorul clădirii 7 butelii cu propilenă și mai multe butelii de aragaz, dar și canistre de combustibil. Capitanul George Pleșca a mai declarat că în momentul sosirii forțelor de intervenție și realizarea dispozitivului, 2 sau 3 butelii din interior au explodat, punând în pericol viața servanților. Incendiul a fost stins după aproape 3 ore, iar pompierii au rămas până târziu la fața locului pentru a evita reaprinderea. Incendiul a fost soldat cu arderea 2 mașini, utilaje și hala de 30 de metri pătrați. Proprietarul atelierului a declarat pentru Mediafax că nu știe de la ce ar fi putut izbucni incendiul, pentru că în acel moment în zonă nu erau muncitori care să lucreze.